Bună seara, sunt Gabriela Maluf. Vinerea Mare este ziua în care se pomenesc Sfintele Mântuitoarele și Înfricoșătoarele Patime ale Domnului. Sărbătoarea are mai multe denumiri, Vinerea Paștelui, Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă. Este ultima vineri înainte de Paște, ziua în care Iisus a pătimit și a fost răstignit. De asemenea, în această zi, mulți credincioși țin post negru. Ziua este una aliturgică, adică una în care Sfânta Liturghie nu se oficiază. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ziua cea mai neagră din istoria creștinismului. Este ziua în care Iisus a fost biciuit, scuipat și răstignit între doi tâlhari. Este Vinerea Neagră în care Iisus a murit pentru mântuirea lumii. Astăzi, alături de invitații mei, binecunoscuta actriță Monica Davidescu și prietena emisiunii noastre, psihologul Sabina Strugariu, vom dezbate, niște obiceiuri, nu știu, tradiții, poate chiar superstiții pe care oamenii le au în această zi de vineri, vinerea patimilor, dar și de Crăciun, vedeți, mă gândesc la Crăciun deja de Paște, dar și de Paște în general. Cum vă petreceți voi această sărbătoare? Dacă voi în familiile voastre aveți anumite ritualuri sau, nu știu, tradiții pe care le respectați, dar înainte, haideți să vedem un material despre această zi de vineri. Înainte de material, vreau doar să vă salut și să-ți mulțumesc pentru invitația. Mulțumesc tare mult, Monica, mulțumesc, Sabina. Haideți să vedem materialul. Ultima vineri din postul mare, numită și Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră, Vinerea Scumpă sau Vinerea Seacă, este zi de mare doliu a întregii creștinătăți, pentru că este ziua în care Iisus a fost răstignit și a murit pe cruce pentru răscumpărarea păcatelor omenirii. Este zi aliturgică, pentru că liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a Domnului Iisus Hristos în chipul pâinii și al vinului, iar cele două jertfe nu se pot aduce în aceeași zi. Seara se oficiază denia prohodului Domnului. În Vinerea Mare este bine să se țină post negru, fără apă și mâncare, în amintirea patimilor lui Iisus. În această zi nu se fac treburi în casă, nu se seamănă și nu se coace niciun fel de coptură, ca să nu se ardă mâinile Maicii Domnului. Vinerea Patimilor este cea mai tristă dintre zilele pătimirii Domnului, zi în care se rememorează aducerea la judecată, batjocorirea, chinjuirea, răstignirea, moartea și îngroparea lui Iisus Hristos. Spre seară, creștinii merg la biserică pentru a participa la prohodul Domnului, slujbă cu mare încărcătură religioasă. În mijlocul bisericii se scoate Sfântul Epitaf, numit și Sfântul Aer. Sfântul Epitaf este un obiect bisericesc de cult de formă dreptunghiulară, confecționat din pânză de in, mătase sau catifea, care ilustrează așezarea Mântuitorului în mormânt, înconjurat de apostoli și de Maica Domnului. Acesta este așezat pe o masă mai înaltă, iar credincioșii sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfântul Epitaf și trec de trei ori pe sub masa pe care este așezat. Acest ritual aduce aminte de cele trei opriri ale lui Iisus pe drumul Golgotei, când și-a cărat crucea în spate, fiind totodată și asemănarea trecerii prin mormânt a Mântuitorului, care s-a coborât în iad pentru a elibera sufletele drepților. Plecăciunea ta cea multă
După cântarea prohodului Domnului, preotul înconjoară împreună cu toți credincioșii biserica de 3 ori în dangătă de clopot, purtând Sfântul Epitaf, care apoi este așezat pe masa din mijlocul bisericii. Este ultima oară când mai sună clopotele până în clipa învierii Domnului. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări și șejelesc morții. În după amiaza zilei de sâmbătă, Sfântul Epitaf este dus din nou în Sfântul Altar și este așezat pe Sfânta Masă, unde rămâne până în miercurea dinaintea înălțării Domnului. Am văzut care sunt tradițiile religioase și cum se pregătesc oamenii în această seară și cum se pregătesc apoi pentru sărbătoarea Bucuriei până la urmă de duminică. Și cumva discuția, cred că poate să pornească de aici, nu știu, care sunt ritualurile voastre, care sunt tradițiile voastre de Paște, Monica? Tradiții. De când mă știu, copil fiind, bunica ne-a insuflat această credință și această rigoare a mersului la biserică. Chiar dacă nu suntem habotnici, să zicem că suntem în fiecare zi acolo, credem în Dumnezeu, credem în toate aceste taine ale bisericii și încercăm cât se poate să fim aproape. Copil fiind, în ce bunica punea deoparte vasele de dulce și ne lua cu vasele deci, uite, de... avea niște tradiții. Avea vasele de post, trebuia să mâncăm. Știu că la un moment dat chiar m-am revoltat. De ce mâncăm întotdeauna varză, cartofi și fasole? Copiii, acum în zilele noastre copiii chiar nu mai țin post. Încercam să ținem tot postul, era destul de greu. Bunica înțelegea acest lucru și ne lăsa să mai mâncăm pe noi copiii lapte mai și produse. Mai ții minte de la ce vârstă țineai post? 7-8 ani. Aha, micuță. Da. Dar mi-aduc aminte că erau cozonacii din ziua de sâmbătă când se făceau, sau dulcele care se făcea de Paște. Și era înnebunitor pentru noi că nu mâncam decât a doua zi, noi nu mâncam noaptea. Iar în seara de vineri și acum păstrăm, de altfel în ultima săptămână dinaintea Paștelui, ținem postul, dacă se poate și nu avem prea multe activități în ziua de vineri, pentru că, din păcate, vinerea muncim. Așa de e. Multe ori suntem chiar la teatru pe Metereze. Vinerea încercăm să nu mâncăm, să fie un post negru cu adică cafea și un pic de... Încerci să ții da, postul încercăm negru. Și, bineînțeles, să mergem la prohod, să cântăm prohodul, avem cărticele acasă. Dacă nu putem împreună, eu fac cumva să ajung tot timpul. Uh-huh, uh-huh. Și tot în acea săptămână mers cu copilul la împărtășit, trecut copilul pe sub masă. Adică încercăm să stăm aproape de toate aceste taine. Și bineînțeles, în săptămâna aia, chiar dacă n-ajungem de partea unde ne sunt părinții, sora mea mai mică reușește să ajungă, să facă mormintele, să fie frumoase, să aprindă lumânări în noaptea de Paște. Deci uite că sunteți o familie care păstrează încă toate aceste tradiții și bineînțeles că le dați și mai departe. Le dăm și mai departe și îți mai spun un lucru. Paștele pentru noi a însemnat întotdeauna familie. Atunci când noi făceam parte din două familii, da? Că erau și părinții lui și familia mea și nu puteam să ne reunim, încercam să împărțim aceste sărbători în două. Adică într-un an mergeam de Paște la Craiova, la părinții lui Aurelian, în celălalt an mergeam la surorile mele sau ne întâlneam la noi, dar încercam să strângem și să fim uniți în familie. A fost un singur Paște în care am zis, uite, hai să facem altfel. Ne luăm copiii, nepotul respectiv și fetița mea și hai să mergem la Disneyland. Coincidea cu vacanța copiilor și am mers la Disneyland, dar nu mi-a priit deloc. N-ai simțit spiritul Paștelui. N-am simțit spiritul Paștelui, m-am simțit departe de familie, chiar dacă copiii au fost foarte mulțumiți. Ei au fost bineînțeles. Extrem de încântați. Eu am și promis că nu mai vreau să mă urc în nicio chestie. Același lucru l-am promis și eu. Și m-am dat doar într-una. După care au făcut miștourile de rigoare, că mi-a fost frică, nu mi-a plăcut și am zis gata până aici. Eu și vreau să spun că a fost perioada în care am spus cele mai multe rugăciuni.
mai ceva dacă erai la biserică. Da, mai ceva decât dacă eram la biserică, pentru că mi-a fost atât de frică, îi vedeam cum se urcă în toate chestiile alea, simțeam frica pe care am simțit-o eu în cel în care m-am dat mai periculos, aș zice eu. Dar se pare că nu sunt periculoase și sunt atât de mulți copii care se dau în toate cele acolo. Și eu am o poză în care toată lumea se distrează și eu sunt așa. Deci te înțeleg perfect, da. Și într-adevăr, nici pentru mine parcă Crăciunul merge să fie cumva la distracție și așa, dar parcă Paștele cu adevărat, da, îl simți cel mai bine în familie. Cât sunt de importante, Sabina, nu știu, aceste tradiții sau această adunare a familiei, să fim, nu știu, presupun că o să spui, trebuie să fim cu tot timpul așa, dar măcar de Paște nu sau... Trebuie. Nimic nu trebuie, nu? Frumos, știi că eu spun, da, că nimic nu trebuie. Ar fi frumos să putem să fim bine și să fim în armonie în familie, dacă se poate, sau, mă rog, cu persoanele dragi, care pot să fie familie. Dacă nu există familie, sunt cu siguranță oameni în jurul nostru cu care putem să împărtășim sau să creăm tradiții, pentru că cred că sunt foarte mulți oameni care, da, uite, duc de la bunici și eu sunt, am tot felul, adică acum că vorbeam, bunica mea, duceam aminte de bunica mea și de o mulțime de lucruri pe care le făceam cu verișorul meu și tot felul de lucruri pe care le făcea separat pentru noi și pentru adulți, că nu mai avem mai aveam derogare așa câte un pic, pentru că eram copii. Și cred că și ca să nu ne sperie cu foarte multe, că și ritualurile astea, da, mai ales că e vinerea patimilor, sau da, săptămânile astea, dar mai ales ultima, care e grea, este despre suferință și despre a intra în contact cu ceva destul de întunecat, așa, înainte de lumină, ceea ce noi copiii înțelegeam și nu înțelegeam, dar acum eu sunt sigură că nu înțelegeam deloc. Țin minte ce distracție era pe capul meu cu toți prietenii mei, toată lumea se strângea la biserică să plângă și să mă simtă cu adevărat. Dar eu cred că totuși copiii, chiar dacă ei se duc acolo și nu înțeleg și se distrează, măcar le rămâne, nu? Rămâne. Rutina asta. Nu, adică, nu știu, poate pentru mine era foarte, adică eu simțeam, eram foarte atentă și percepeam atmosfera din casă, din familie. Un lucru pe care îl făceau, uite, de exemplu, mi-am adus aminte de ce se întâmpla la bunicii mei, era că se adunau bunicile noastre pe o uliță așa și găteau una la alta. Un lucru care îmi aduc aminte acum, da, adică își împărțeau cine făcea sarmale, cine făcea cozonacii cei mai buni, cine făceau... Și noi copiii ne plimbam... Bine, asta se întâmpla în joia, când joia se vopseau, da, când se făceau tot felul de lucruri. Și ne duceam de la unii la alții și cred că era și chestia asta de comunitate foarte mult, adică... Eu crescând îmi dau seama că lucrurile s-au întâmplat așa, am crescut într-o, nu știu, gospodărie din asta, care era într-o comunitate foarte mare, era familia extinsă, dar era tot satul era o familie, pe care m-am reîntors, m-a luat mama la oraș, unde respectam multe din tradițiile bunicilor, dar nu chiar atât de multe, și mă uitam că la mine s-au păstrat destul de puține, adică eu ritualuri din tot ceea ce am, mă uit cu drag, îmi amintesc cu drag, dar păstrez destul de puține lucruri și nu prea le păstrez pentru că sunt valori, ci le păstrez dacă au o semnificație importantă pentru mine în momentul în care se întâmplă. Interesant. Eu să știi că, uite, chiar dacă... De fapt, eu n-am trăit niciodată la sat și le-am învățat toate tradițiile astea cumva la oraș și probabil că de-aia mi-a fost ușor să le păstrez acolo. Avem tradiții și obiceiuri care poate că sunt mai degrabă, nu știu, ne spui tu, Sabina, dacă sunt mai degrabă superstiții sau... Superstiții. Că, uite, trebuie să mergi, să alergi desculți prin rouă ca să fii sănătos tot anul, să te înconjori așa ca să nu ai gândat și... Da, sunt superstiții astea. Ai superstiții, ai chestii pe care le ține apărat Monica? Nu știu cum să-ți răspund la această întrebare. Dar, uite, cred că a-ți tămâia casa înseamnă o protecție, și nu cred că asta este o superstiție. Ba mai mult, cred foarte mult în sfeștania care se face în postul Paștelui. Și chiar am vorbit cu părintele să vină să facem sfeștanie în postul ăsta. Cu adunatul florilor, nu știu exact ce să zic. Dar într-adevăr se adună flori de câmp și se duc la biserică, pentru că de aceea este plină. Te duci, exact. Da, masa cu flori și apoi se împart aceste flori și se duc acasă, le pui la icoană până se usucă și le ții acolo, tot așa ca un simbol de protecție. Să alergi desculți prin rouă sau printr-o...
acum ați cinstit asta, ca să fii sănătos, ar trebui să alergi de sculți prin iarbă, tot în roa, tot anul, în fiecare zi. Dar ideea este unde mai avem noi iarba, unde e roa. Da. Să mănânci urzici, nu e bine să nu mănânci, dar să folosești, eu. În vinerea patimilor, eu știam că toată săptămâna, fără oțet, fără urzici, pentru că acestea au fost cele două elemente cu care s-au rănit trupul lui Iisus. În vinerea mare se scoate, se așează. Acest gen semnifică, șacărat în spate propria cruce. Deci cumva să simțim și noi... Să simțim și noi puțin din ceea ce a simțit el atunci. Sunt multe cărți care evocă suferințele lui Iisus, sunt evangheliile, joia se citesc evangheliile, se fac nodurile, știi? Nu știu de noduri. Uite, o altă chestie. Am descoperit-o undeva aici, la o biserică de lângă București, nu se făcea neapărat la mine, deci am descoperit mai târziu această chestie, că mergi cu o bucată de pânză și atunci când stai în genunchi la citirea evangheliei, sunt 12 evanghelii, faci un nod. Nod pe care îl deznozi atunci când ai o greutate. Când ai o problemă peste an. Că se întâmplă. Uite, am învățat ceva nou de la tine astăzi. N-am știut. Să ai o greutate mare, să nu știi cum să răzbești într-o problemă. Și atunci de sănătate, de viață, de toate felurile, fiecare cu problemele lui. E foarte interesant. Faci asta? Da, deznozi acest nod. N-am făcut întotdeauna, dar au fost ani în care am făcut. Însă, mulțumesc lui Dumnezeu, n-a fost momente să dezleg. Am dezlegat așa în fiecare lună câte un nod. Uh-huh. Pur și simplu. Deci am făcut asta și tot apropo de Joia Mare, într-una din cărțile mele de căpătâi, este de altfel prima carte care m-a și m-a definit așa ca copil de la țară, cu virgula de rigoare. Tata se numește cartea și este despre viața unei fetițe de vârsta mea. Aveam 10 ani, cred că atunci când am citit-o, și Măruca avea tot 10 ani, cu toate obiceiurile de la țară. Aveam senzația citind-o. Că e cartea ta, că e despre este tine. Cartea mea și este despre satul meu și despre oameni. Erau descrise, personajele în carte erau descrise ca după chipul țăranilor din satul meu. Uh-huh. Copiii erau descriși după chipul copiilor din satul meu și n-avea legătură cu satul meu. Nu am mai regăsit cartea de tata de Tudora Petcuț Bondoc. Am reușit să-i fac o copie și o am pusă acasă, un xerox. Puteți o cerem și noi. De la o bibliotecă, da. Și acolo se vorbește despre Joia Mare, când un alt ritual, iată, copiii mergeau de la o casă la alta ca femeile să-i spele pe picioare. Și femeile aveau un lighean, o copăiță, în care puneau copiii pe un scaunel și le spălau picioarele, așa cum Iisus le-a spălat picioarele discipolilor săi. Și se spălau picioarele și apoi se ungeau frumos cu untură, ca să lucească, să se hrănească pielea. Și e descrisă, de fapt, în notă comică această chestie, pentru că după aceea le dădeau și colaci. Și ei erau să se ducă la cât mai multe femei și să ia cât mai mulți colaci. Și era să spele mai repede, să nu stea atât. Hai mai repede, că mai trebuie să mergem la o casă. Hai că vreau să am mai mulți colaci decât Petru. Și bineînțeles că alergând de la o casă la alta, desculți, colbul le făcea picioarele pline cu untură. Să spele următoarele femei. Le făceau picioarele pline cu untură să aibă, de fapt, niște cizmulițe de colb la sfârșit. Și apoi iarăși e descris cum în ziua Paștelui primeau foarte multe ouă, că se dădeau tot așa de pomană, își umpleau sânul cu ouă și se duceau în clopotnița bisericii, unde decojeau ouă, le făceau mizerie, aruncau cu ouă în trecători. Doamne. Și bineînțeles că și ei sunt prinși, iarăși o altă întâmplare comică. Întâmplări pe gustul copiilor, dar care aduceau aminte de tradiții. Uite, cât de importante sunt pentru copilărie și pentru copii ca, nu știu, să trăiești în genul ăsta de comunitate, cu astfel de activități, pentru că ai zis la început, Monica, copiii acum nu prea mai țin post, parcă nu prea mai sunt legați de toate aceste tradiții. Nu știu, se duce comunitatea poate către altă direcție, e important să păstrăm totuși, măcar dacă nu putem chiar așa cum ai descris tu, să fim mai măcar la mijloc. Păi,
Cred că e vorba despre evoluția asta de la o generație la alta și se păstrează, nu? Noi păstrăm tradițiile astea într-un mod simbolic, că mă uitam dincolo de ce vorbim noi, da, care sunt ritualuri, care sunt superstiții. De fapt, majoritatea lucrurilor sunt simboluri ale credinței pe care o ai sau ale valorilor pe care le ai. Da? Și atunci asta îi transfer și copilului. Eu cred că copiii reflectă foarte mult ce se întâmplă la nivel microsocial, adică la nivelul familiei. Da? Pentru că și noi, da, copiii ăștia de care vorbește Monica din cartea asta frumoasă, așa, trăiau într-o comunitate în care toată lumea făcea același lucru, adică erau, da, niște valori comune și atunci copiii se raportează mult mai ușor sau preiau sau se bucură sau duc mai departe lucrul ăsta, pentru că asta trăiesc, asta observă, da, așa, mai ales, nu știu, mediul urban versus rural, cred că, da, la sat încă se păstrează mai mult decât la oraș asta și pentru că oamenii continuă să trăiască în aceleași comunități an după an, după an, după an, și atunci e ușor să duci tradiția mai departe. În timp ce, știi, mă gândeam, numai eu de când am venit în București, m-am mutat, am stat în 5 locuri diferite. Păi nu am putut să creez comunitate. Sunt două lumi diferite, momentan, până nu știu... Nu cred că e despre lumi diferite, e despre cât de importante sunt pentru tine. Odată ce pleci dintr-un mediu în care toată lumea face la fel, tu o să duci mai departe anumite lucruri. Da? Copilul tău o să ducă mai departe anumite lucruri. Nu? E nevoie să fie un fir care le unește. Da, și de regulă, în funcție de cât de importante au fost anumite valori sau sunt anumite tradiții, oamenii o să le respecte. Chiar dacă nu o să respecte, nu știu, dacă acum 30 de ani la bunici făceam 300 de lucruri, acum poate facem 50, nu mai facem 300, dar cumva le facem pe alea care se și potrivesc contextului în care trăiești. Da? Apropo de cât timp ai, cum îți gestionezi gospodăria acum, da? Pentru că multe din lucrurile care se întâmplau în trecut... Acum câte femei mai găsești care reușesc să spele, uite așa, picioarele... Da. Păi da, dar nici acum nu... toate femeile sunt la muncă la ora asta. Păi asta zic, știi că mă gândeam și la treaba asta, mă gândeam la bunicii noștri, făceau, nu, și chiar și mama mea, cred... își făceau viața în jurul acestor, adică se oprea totuși curățenia de pași, toate lucrurile aveau era o disciplină, dar care, da, venea de la sine. Acum nu este, noi ne organizăm viața în funcție de responsabilități, da, de programul de lucru, că nu poți să-i spui șefului, știi, eu nu vin așa pentru că eu am o sărbătoare, pentru că nu pentru trăim că într-o... Pentru că nu toată lumea, adică faci un, da, fel de notă discordantă. Da. Fata ta, Mara, are câți ani? Are? Fetița mea, Dora, fetița noastră, are 11 ani și jumătate. 11 ani și jumătate. I-am spus Mara, nu? Mara, da. Din greșeală, scuză. După aia nu, Paștele, Mara. Da, ai văzut? Astăzi, în loc, da, să stau la tradiții și la superstiții, confund Paștele cu Crăciunul. Se răzbună numele... universul. Se răzbună universul. Cum simte ea lucrurile astea? Simți că dacă ar face la fel cum, uite, era descris în carte sau poate chiar nu neapărat ca acolo, dar destul, simți că ceilalți copii ar vedea că face o notă discordantă, că, oh, Mara, ce ciudat, Dora, că face lucrurile astea sau... Da, e total diferit față de ce am trăit eu. Ea trăiește la oraș și eu am trăit la sat. Eu mă confundam cu țăranii de la Răscoala 907 prin poveștile bunicii despre părinții ei, pentru că bunica ne-a crescut cu povești. Eu mă confundam cu poveștile bunicului de mort în război și cumva încercam să dau importanță acelor lucruri. Copilul meu se confundă acum doar cu ceea ce primește azi. Cred că rădăcinile copiilor din zilele noastre au fost mult tăiate. Ei sunt copii de pretutindeni. Ei se consideră acasă la Disneyland, se consideră acasă în Anglia, se consideră acasă în Franța, se consideră acasă în orice vacanță ei duce. Asta Europa... nu e un lucru neapărat rău. Nu e un lucru rău, dar ei nu mai au o identitate națională a lor. Nu mai au niște lucruri personale ale lor. Dacă eu sufeream de faptul la Disneyland, spre exemplu, că nu mănânc un ou cu gust de ou de casă, ci un ou albicios cu un gust ciudat și foarte dulce, zic, ce se întâmplă? Ea n-avea niciun fel de problemă. Zice, eu oricum aș fi mâncat tot șnițel. Deci, da, asta este percepția copilului din ziua de astăzi. Ea nu mai face aceste tradiții. Vine cu noi dacă o luăm la biserică, dar n-aș putea spune că vine cu curiozitate, cu plăcere. De altfel, ea a și fost la un after school în primii 3 ani, a întâia, a doua,
012 la un after school lângă o biserică, în curtea bisericii de altfel, și participa fără să vrea la toate tradițiile și de Paște și nu numai. Și chiar îi plăcea și zicea, astăzi iar ne cem ne dă colaci, părintele. Da. Era și asta o bucurie a copilului, că primesc colaci și colivă în ziua respectivă. Dar ea nu mai este legată de aceste lucruri. Paștele înseamnă vacanță, în primul rând. Cred că pentru toți copiii, Paștele, sărbătorile, da, înseamnă vacanță și cadouri. Da, cadouri, înseamnă cadouri. Mm. Am învățat că aceste cadouri nu mai vin de la neapărat de la iepuraș, exact, ci că există niște ajutoare de bază ale iepurașului. Pot să fac o listă consistentă. Da, dar am înțeles și că această listă are niște limite și că poate fi completată cu banii din pușculița proprie. Și se încântă de acest lucru, ba chiar își folosește pușculița să facă pe iepurașul și îi face plăcere acest lucru. Și mă bucură că reușește să găsească de la sine putere metode noi de a-i face pe cei din familia ei fericiți cu un mic dar, cu o mică chestie pe care ea a gândit-o pentru cei apropiați. Când ai zis că nu mai vine sau nu neapărat își mai dorește să vină la biserică cu noi, voi când vă duceți, vă duceți și cu alți copii? Adică sunt și alți copii? Pentru că eu mi-aduc aminte că bucuria mea era că mă găseam cu alți copii. Dacă îmi zicea mama și tata, hai de la biserică cu noi și eu acolo trebuia să stau cu mama și cu tata și să ascult slujba, cred că... Da. Cum mergem foarte des la surorile mele, aceeași biserică, am tot luat-o cu noi de când era micuță. Și cel mai tare ei plăcea să fie deasupra mulțimii, că îi plăcea cum pleacă lumina și vede. Wow. Bineînțeles că deasupra mulțimii, fiind la 3 sau 4 ani, era ok, era ușor să o ții pe umeri. Da. Acum e destul de dificil. Și cred că până pe la 6, pe la 7, 8 ani a fost deasupra mulțimii și a plăcut să vină cu noi, să vadă toată acea lume, să stea cu noi, să tremure cu noi, să până luam lumină și mergeam cu lumina acasă și iarăși este o provocare să ajungi cu lumina așa pe care e. Ai luat-o aprinsă acasă. Așa e. Da. Așa e. Sabina, ce crezi că deci am stat cu stres, fetelor, vă spun, deci am greșit atâtea nume încât era să-ți spun și ție Simona. Deci ca să știi că ai de... Mara și Simona. Da, da, răspundem din... Să vedem unde ajunge. Îmi schimbăm vocea puțin și răspundem. Cealaltă personalitatea ta răspunde imediat. Cealaltă, una dintre. Una dintre, ok. Vreau să mă leg un pic de aspectul ăsta, pentru că așa cumva am simțit-o eu, că sărbătoarea asta era foarte mult, mai mult decât Crăciunul, era despre comunitate și despre grupul de copii cu care mă distram și cumva sărbătoarea părea foarte, foarte, nu știu, frumoasă și primitoare și ca un fel de Disneyland. Dacă noi la Disneyland nu ne duceam pe vremea aia, ăla era Disneyland-ul nostru, cumva, cu o grămadă de întâmplări și nu neapărat plăcute, mai lua părul cuiva foc, mai câte prostii nu se întâmplau că erau în suflet și, adică și pe din Raluca era să te botez, și ea îmi suflă fel de evenimente, întâmplări de genul ăsta, și noi eram singuri cumva, nu eram cu părinții, știi? Și atunci cumva de-abia așteptai să vină și următorul an, că ce prostie se mai întâmplă. Eu nu cred că copiii mei cel puțin mai discută la școală cu că vine Paștele și că, uite, mergem la biserică, trecem pe sub masă, conjurăm biserica și poate îi mai ia lucutăreasca batii cu foc. Sau de-astea care se întâmplau și pentru noi erau așa, evenimentul anului, știi? Asta, pentru că nu se întâmplau alte lucruri. Adică, da, acum se întâmplă multe. Da, sărbătorile, nu, din Paști era asta, se organizau horele, nu știu, da, la Căminul Cultural. I-am ieșit la horă în sat. Da, wow. Da, exact, la Căminul Cultural. Țin minte când, da, eram la bunici când, bine, când mergeam, deja eram la liceu, dar țin minte când așteptam să mergem la discotecă după... Pe mine nu m-a lăsat mama niciodată, deci... Da. A, dar la noi nu, ăsta e liniștită, că discoteca din sat, unde erau toți prietenii și, adică, era toată lumea, că nu erau numai tineri, era toată lumea în sat, nu se întâmpla, nu era. Îi zicea discotecă, da, doar așa, pentru că era după Revoluție și să nu-i mai zică horă și bal, cum da, erau da, înainte. Da, exact, dar, da, uite, mă gândeam, știi chestia asta, că
Apropo de diferența asta față de Crăciun și Paște, e că Paștele are o pregătire mult mai îndelungată. Uh-huh. Da? Se creează această așteptare înainte, lumea nu făcea nimic, n-aveai voie, nu asta, să nu dansezi, să nu... Țin minte, apropo de că ai întrebat lucruri din asta, mi-aduc aminte că în săptămâna patimilor, asta... Eu care eram, eu trăiam cu muzică, orice, învățam cu muzică, Doamne, și ăsta era chinul cel mai mare. Puteai să mă pui, să postez, să fac orice, dar să nu mă lași să ascult muzică. Și țin minte mama care spunea, nu este păcat, acum trebuie să suferim. Și când suferim, nu ascult, adică nu ascultăm muzică și nu râdem. Țin minte că venea peste noi, eu cu vărul meu, care eram tot timpul, toate glumele, și ori, dacă ne puneai în aceeași cameră, din orice lucru găseam, deci... Motiv de râs. Uite că venea și e. Deci eu îi văd față și... Mamă! Nu e, Doamne, de vede Dumnezeu. Acum o zi nu puteți și voi. Și îți dai seama că noi, de cum zici tu, copiii în mintea noastră, ne se părea super amuzant să o și ea era așa foarte serioasă și totul părea serios. Și cred că asta era, știi, această... Asta e și scopul, nu? Se creează această tensiune prin care se recrează psihologic ideea asta a unui doliu, a unei suferințe, urmează ceva... Și apoi te bucuri pentru că, de fapt, n-a fost ca de 1 aprilie, știi? N-a fost. A fost, s-a rezolvat. Exact. Se creează bucuria tensiunea. Revenirii la viață, da. De și fapt. Se, știi, se creează tensiunea și apoi eliberarea. Este, și toată lumea se conectează într-un mod diferit. Și cred că te bucuri foarte mult când se naște un copil. Dar când, știi, ești pe cale să-l pierzi, dar îl regăsești, că asta e, nu? E și mai mare bucuria, pentru că nu reînvierea, așa ideea, e. Da, acest așa concept, e. Reînvierea este, ai avut ceva, erai pe cale să pierzi și ai recâștigat, ai redobândit. Deci, psihologic, este și mai mare, așa pentru e. că e și conștient, cumva. E așa e. Copiii mai erau implicați, nu știu, și în curățenia casei, în curățenia grădinii. Da. Bine, și acum suntem implicați în planificarea excursiei. Da, și mi-aduc aminte că întotdeauna, dar absolut întotdeauna, înainte de Paște, noi copiii făceam curat în școală. Aha. Nu exista, școala noastră avea mai multe săli, eram 10 clase totuși acolo, și exista o singură femeie de serviciu, pentru că în clase nu femeia de serviciu făcea curat. Ea se ocupa în general de holuri, cancelarie. Și copiii făceau curat. Exista copilul de serviciu care trebuia să facă curat dând cu mătura, efectiv, curățând, strângând, punând la gunoi tot ce era. Copiii erau necesar. Foarte responsabilizați. Absolut. Iar înainte de Paște, invariabil, toți copiii erau chemați cu ziare de acasă ca să ștergem geamurile și se spălau geamurile lună cu spirt și cu ziar. Da, cred că ce distracție era și da, asta. Era da, era o distracție. Și mi-aduc aminte destul de dureros, ca să zic așa, spălatul cu sârma, cu peria de sârmă a podelelor. Mm-hmm. Pentru că erau podele, noi toți intram cu noroiul de peste an, de peste ieși și de 2 ori pe an spălam podelele în clasă și frecam efectiv cu sârma aceea până când de multe ori ajungeam cu răni acasă, dar nu exista să nu ne terminăm treaba, nu exista am obosit, nu exista. Și presupun că nu de frica cuiva, ci de... Nu, ci toată lumea, n-a stat vreodată profesorul sau diriginta cu bățul pe noi, fă treabă. Nu, astăzi trebuie să facem lună această clasă. E responsabilitatea noastră. Și nu exista unul care să zică nu mai pot, nu mai vreau. Stătea unul lângă altul, băi, dă-te încolo, mai era o glumă, mai izbucnea unul în râs, mai vărsa altul găleata pe celălalt. Deci astea erau inerente. Dar la sfârșit, când se dădea cu mopul tot și ieșea toată mizeria afară, simțeai că și acolo revine viața. Exact. Și cred că despre asta este vorba, despre reîntoarcerea la viață, reînviere, întoarcerea la natură, de altfel primăvara totul înflorește, exact, totul e mai frumos. După care mergeam și... acasă și eram implicat și acolo în curățenie, în vopsit, da, cu ouăle, de ouă, la cozonaci și la dar o grămadă indiscutabil, de chestii. În joia nu se spală, vinerea nu se spală, da, în joia mare și în vinerea patimilor, dar sâmbăta, dacă mai e ceva de spălat, repede tot, până luni, marți, fără discuție, dar astea se făceau și cu o săptămână mai înainte, schimbatul perdelelor, ștersul geamurilor, schimbatul cuverturii, deci trebuia să fie cuvertura cea nouă, trebuia să fie totul nou, să fie ceva frumos, sărbătoare. Eu cred că încă se mențin tradițiile astea și cu curățenia și așa,
Dar cred că nu neapărat copiii mai fac lucrurile astea. Acum da. Avem doamne pe care le angajăm să vină să facă toate treaba asta. Nici noi nu cred că prea mai facem. Comandăm mâncare. Da. Cred că foarte puține lucruri am mai păstrat. Astea afectează în vreun fel felul în care sunt responsabilizați copiii sau cum simți viața realmente. Sau poate că așa e cursul firesc al vieții, nu știu, să facem alte lucruri și să avem ajutor în direcția asta. Cum crezi tu din perspectiva psihologului? Dar depinde ce alte lucruri facem, pentru că, nu știu, un copil care este chinuit de a participa la anumite treburi nu este neapărat responsabilizat. Da. Așa cum un copil care face alte lucruri, dar nu știu, are o pasiune, are un interes, nu participă poate la activitățile casei, dar asta pentru că este foarte implicat în ceva ce, nu știu, îl ajută, are un sens pentru el, îl dezvoltă. Da, bine, nu o să las pe fii mea să te asculte acum, că o să zic că eu sunt implicat în alte lucruri, nu fac curat în casă. Ea, nu. Știi că eu sunt adepta negocierii cu copilul și ideea asta de avem libertate în măsura în care ne asumăm responsabilitatea pentru alegerile pe care le facem. Da, dacă alegi să faci anumite lucruri, există niște consecințe, nu, pentru că trăim și împărțim un spațiu comun, da? Și nu este nimeni responsabil, că asta este, da, părinții au grijă, nu știu, de copii, dar și copiii, doar pentru că există, da, când ești bebeluș și nu poți să faci nimic, na, atâta se poate, da? Cineva ia o zi și la mine acasă. Cineva... Să ne ducem, o înregistrăm. Pentru o discuție cu Dora, atât, așa. Da. Ideea este asta, știi că, cumva, am impresia uneori că, am impresia, asta e o chestie, mă rog, părinții își doresc pentru copiilor să aibă o copilărie frumoasă, simpatică, cât mai lungă dacă se poate, tocmai pentru că ne amintim, uite, cum era da, la... Da. Ce frumos, da, copiii nu mai au chiar așa, că atunci poate, hai că mai lăsăm un pic, mai copilărește un pic. Și la un moment dat copiii, știi, îți dai seama că e aproape un mic adult și încep să-i cer lucruri. Exact. Să facă, să... Și el nu are acest obicei. Și nu nici are... abilitățile. Da, și, pentru că nu le-a deprins. Exact. Nu înțelege rostul de cele mai multe ori. Pentru că dacă te-ai descurcat, mamă, până acum, de ce mă... Acum, exact. Dintr-o dată ai... nevoie ba de chiar mine. Mai mult am copii care vin și îmi spun că nu mă mai iubesc părinții, m-au iubit până acum și acum nu mă mai iubesc. Da. Că uite, se supără pe mine că nu fac pentru că nu înțeleg. Da, pentru că ajungem să folosim limitele drept pedeapsă. Uh-huh. Când de fapt noi funcționăm pe repere și limite. Avem niște limite, dar nu știu, avem niște nevoi și avem niște limite și libertatea noastră pleacă de acolo, din a înțelege de unde până unde și ce putem să facem. Și asta eu cred că dacă e să-i dai ceva, să moștenească un copil în afara ta, ca și familie, identitate, ceva, este capacitatea de a ști, în funcție de limitele lui, ce decizii să ia, astfel încât să poată să trăiască respectând normele societății, comunității, da, reguli de bun simț, pentru că așa trăim aici, trăim împreună cu alți oameni. O să te înregistrăm, Sabina, da. Hai că zic bine. Deci pe Sabina vine regulat la noi la emisiune, deci dacă pe tine nu te nimeresc, înseamnă că am o zi proastă, rău. Să știi că ar trebui să faci cumva un tur al școlilor și din când în când la orele de dirigenție sau de religie, că se împletesc, ai putea să le spui acest lucru copiilor. Fata mea, pentru că ea participă la orele de religie, a aflat mai multe lucruri despre anumite sărbători de la orele de religie, măcar puțin. Măcar puțin de acolo. Mai sunt doar 3 minute, fete frumoase, așa nu că, cred. Monica, vreau să spui care sunt planurile tale de Paște și profesionale, nu doar cum petreceți Paștele. Așa cum ți-am spus, petrecem Paștele în familie, cu surorile mele, pentru că părinții lui Aurelian au plecat de multă vreme, ai mei la fel, au plecat sus. Și a doua zi însă, de Crăciun, luni... De Paște, ai văzut, ai luat de la mine! A doua zi de Paște, adică pe 25 luni, la ora 19:30, îi invit pe toți cei care locuiesc în București și care n-au plecat în altă parte, pentru că după atâta stufat, ciorbiță, ouă și tot ce au mâncat în ziua de duminică și inclusiv luni,
seara ar trebui să vină să capete o porție zdravănă de râs la divorțul anului. Aha. Da, nu este așa cum divorțul anului, vai ce, au venit și oameni divorțați și au zis, în sfârșit a spus cineva pe nume lucrurilor, ne-am simțit bine, am râs, ne-am distrat și îi chem la o porție de comedie care se lasă cu muzică, pentru că Aurelian va cânta acolo. Eu și Ovidiu Cuncea suntem protagoniștii divorțului. Da, iar Aurelian vine și încheie. Și vă încântă și vă cântă. Și încheie așa cum trebuie un divorț. Deci îi invit la Teatrul Național la această piesă. Mulțumim tare mult, Monica. Sabina, pe scurt și tu, nu cum știu, mai sunt 30 de secunde, te rog. Acasă. Ce faci de Paște? Acasă. Ce ai văzut? Probabil. Contemplativ. Pentru mine Paștele e o perioadă în care prefer să stau mai mult, adică mai intim decât mai, chiar dacă în familie, da, mai... Vine la mine să vadă divorțul anului. Să știi că m-am și gândit, stai liniștită, că eu cu seara am fost la teatru, îmi place. Vin. Ce ai văzut? Pădurea Spânzuraților, la 2 ore. Foarte bine. Fetelor, trebuie să încheiem. Nu e nimic, dar o să rămânem, vă rămâneți după. Teatru. Da. Vă mulțumesc tare, tare mult, vă urez și vouă sărbători luminate, vă urez și vouă tuturor sărbători frumoase și luminate și haideți să vedem în încheiere ce ne îndeamnă preoții în această perioadă. Ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe lemnul crucii și în care a murit pe lemnul crucii, cu o moarte reală, cu o moarte totală, în care a recapitulat ca o jertfă din dragoste pentru noi toată păcătoșenia lumii, ca să o curețe, să o spele și să o ispășească. De aceea spunem că Mântuitorul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru noi toți, ca prin moartea Lui, noi toți să ne izbăvim de blestemul păcatului pe care l-a trăsesem asupra noastră. Reamintesc faptul că în această zi de Sfânta și Marea Vineri se face pomenire de arestarea și de crucificarea după episodul chinuitor al bătăilor și al batjocurii pe care Mântuitorul Iisus Hristos a trebuit să-l îndure din partea soldaților romani și a altor răuvoitori care încercau să îl pedepsească fiecare cât putea mai rău și mai umilitor, a suportat, așa cum spun, arestarea și crucificarea, pironirea pe lemnul crucii. După ce acest episod s-a întâmplat și a suferit cu toate organele trupului său de om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp, după ce a suferit chinurile acestea crunte ale calvarului, ale bătăilor, ale scuipării, lovirilor, umilirilor, de care cei care îl urau în momentele acelea au fost capabili, a avut loc moartea Mântuitorului, în sensul că și-a dat Duhul, cum spune Evangheliile, pe lemnul crucii, motiv pentru care atunci când s-a făcut o încercare a autorităților romane și religioase iudaice să nu lase trupurile atârnate pe lemnul crucii pentru sâmbăta care urma, Mântuitorul, care fusese răstignit între doi tâlhari, când a fost împuns cu sulița în coastă, din coasta lui a ieșit, spun Sfintele Evanghelii, sânge și apă. Este și un fel de confirmare medicală, pentru că unele opinii medicale sunt acelea că în momentele respective chiar această relatare evanghelică, că din coasta Mântuitorului a ieșit sânge și apă, poate fi interpretată și ca o dovadă medicală a faptului că limfa se separase de sânge în urma morții biologice a Mântuitorului Iisus Hristos și ceea ce s-a văzut că curge din coasta lui erau tocmai aceste elemente constitutive ale sângelui. În momentul în care a murit, au avut loc semne cutremurătoare, în sensul că s-a făcut întuneric peste tot pământul, spune Evangheliile, ceea ce se vede că urmările morții Mântuitorului au fost de dimensiune cosmică, soarele a dispărut și s-a făcut întuneric în timpul zilei. De asemenea, catapeteasma templului s-a rupt în două, tot ca o recunoașterea faptului că în acele momente rostul templului de la Ierusalim se desăvârșea în moartea lui Mesia pentru noi oamenii și că templul de la Ierusalim nu mai avea un rol din moment ce rolul acesta de
curățirea poporului și de conducerea poporului credincios pe calea către Dumnezeu era acum împlinit direct de Dumnezeu care murea pe cruce și mulți dintre drepții Vechiului Testament au înviat în acele momente și au intrat în Sfânta Cetate, spune Evangheliile, și s-au arătat multora. Ne putem imagina ce confirmări cutremurătoare au fost acestea, numai acestea trei la care fac referire pericopele evanghelice, dacă ni le imaginăm cu mai multă atenție și cu mai multă fidelitate în propria noastră minte. Să vezi dintr-o dată cum în miezul zilei se face noapte, se face întuneric, să vezi cum ceea ce era aproape intangibil din cauza regimului de sfințenie maximă pe care o avea Sfânta Sfintelor, catapeteasma templului se rupe dintr-o dată, se sfâșie de sus până jos și să vezi cum oameni care știai bine că au murit de multă vreme și care putreziseră după așteptările populației din Ierusalim în gropile lor unde zăceau de mult, zeci și zeci de ani, au înviat și au ieșit din cimitirele respective și au intrat în Sfânta Cetate și au vorbit cu oamenii, s-au arătat multora. Lucruri care arată, pe de o parte, realitatea morții Mântuitorului Iisus Hristos, faptul că n-a fost un leșin, cum spun unii, că n-ar fi murit, ci a fost doar un leșin sau altceva, și din care ulterior și-a revenit din leșin, ci a fost o adevărată moarte a lui, care a atins chiar și aceste zone cosmice sau supra sau nemateriale ale sufletelor celor care sălășluiau în Sheol, în locuința morților de sub pământ, până la venirea lui Mesia, în așteptarea lui. Drepții Vechiului Testament, așa cum se știe, nu erau mântuiți, ci se considera că trăiau în acest Sheol, care era o locuință a morților, undeva în subteran, din care aveau să iasă doar când venea Mesia, Eliberatorul. Faptul că la moartea lui Mântuitorul Iisus Hristos a făcut ca aceștia să iasă din respectivul Sheol și să se arate în cetate, se vede că El ajunsese acolo și că prin contact cu El, prin întâlnirea cu El, Hristos, Cel pe care moartea nu-L putea stăpâni, sufletele lor au înviat din nou și s-au arătat multora în Sfânta Cetate. Deci se împlinea ceea ce se prevestise cu multă vreme în urmă despre aceste efecte ale venirii în lume a lui Hristos, Mesia, Mântuitorul tuturor oamenilor, nu numai al contemporanilor lui sau al posterității, ci și al celor dinainte de el, care trăiseră dintotdeauna pe fața Pământului, de la strămoșul Adam care căzuse în păcat. Avem pentru totdeauna semnificația aceasta a morții pe cruce reală, moarte reală pe crucea Mântuitorului Iisus Hristos în tot timpul anului liturgic, motiv pentru care noi creștinii obișnuim ca în această zi de vineri, nu numai în Sfânta și Marea Vineri de care vorbim acum, dar în toate vinerile de peste an, cu rarisime excepții motivate liturgic, să postim. Este tocmai o stare pe care încercăm să ne o impunem ca o solidaritate cu Mântuitorul nostru care a suferit atât de mult pentru noi și care a murit pentru noi pe lemnul crucii, zi în care noi nu mai vrem să ne îmbuibăm cu bunătățile culinare sau cu alte bucurii ale vieții pământene, ci să rămânem solidari cu El în suferința aceasta crudă a morții pe care a suportat-o pentru noi în Sfânta și Marea Zi, Vineri.